Doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, domnilor și doamnelor invitați, prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 368 din 26.10.2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Livez pentru data de 28.10.2020. Dau cuvântul domnului subprefect, domnul Narcis Jitaru. Mulțumesc. Bună ziua, ne ridicăm în picioare în vederea intonării imnului național. Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri locali, domnule secretar al Comunei Livez, stimați invitați, prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 368 din 26.10.2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Livez pentru data de 28.10.2020, ora 10. Întrucât, în numărul total de 15 consilieri, stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 225 din 14.07.2020 pentru Consiliul Local al Comunei Livez, au fost validate mandatele unui număr de 14 consilieri, sunt astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 14 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Onești, sunt prezenți toți cei 14. La ședința legal constituită participă primarul, a cărui alegere a fost validată, domnul Sorin Ichim, a cărui procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu a judecătoriei Onești. De asemenea, avem și invitați alături de noi. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Livez și pentru depunerea jurământului de către primarul Comunei, urmare a alegerilor autorităților publice locale din 27.09.2020. În conformitate cu prevederile articolului 116, aliniatul 4 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, a cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Lungu Nicolae, născut la data de 9.10.1939, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt doamna Avram Georgiana, născută la data de 31.08.1993 și domnul Coacă Ghiță Daniel, născut la data de 2.09.1991. Toți sunt invitați împreună cu mine să preia ședința. Domnul președinte de vârstă, dacă puteți să veniți alături de mine. Între timp am să dau citire ordinii de zi. 1. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Onești, în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Livez. Punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Livez. Cu permisiunea dumneavoastră, o să trecem la primul punct.
depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Onești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Livez. Am să citesc validarea domnilor consilieri. Da, acesta. Instanța a hotărât în numele legii. Admite propunerea biroului electoral al circumscripției electorale numărul 48 a Comunei Livez, județul Bacău. Validează mandatele consilierilor locali ai Comunei Livez pentru numiții. Talaban Alin, Partidul Național Liberal. Lungu Nicolae, Partidul Național Liberal. Bejenaru Nela Vasilica, Partidul Național Liberal. Hârjanu Elena Simona, Partidul Național Liberal. Crăciun Gioni, Partidul Social Democrat. Coacă Vasile Gabi, Partidul Social Democrat. Aanei Ionel, Partidul Social Democrat. Coacă Ghiță Daniel, Uniunea Salvați România. Avram Georgiana, Uniunea Salvați România. Butu Iulian, Uniunea Salvați România. Surugiu Daniel, Alianța Liberalilor și Democraților. Busuioc Ionel, Alianța Liberalilor și Democraților. Costia Dan, Alianța Liberalilor și Democraților. Busuioc Viorel Remus, Partidul Mișcarea Populară. Invalidează mandatul de consilier al Comunei Livez pentru numitul Ichim Sorin, care a renunțat la mandat, optând pentru funcția de primar al Comunei Livez. În continuare, am să rog pe domnul președinte, sau dacă îmi permite să citesc eu lista celor care vor depune jurământul. Sunteți de acord? Da. Da, mulțumesc. Urmează depunerea jurământului. Vom chema pe rând, în ordine alfabetică, toți consilierii. Aveți aici Biblia și Constituția și jurământul în două exemplare. Pe unul îl semnați, al doilea lăsați la dosarul de constituire. Îl invităm pe domnul Aane Ionel și ne ridicăm și în picioare. Mulțumesc. Și se va pregăti doamna Avram Georgiana. O să țină. Pe Biblie și citiți jur, da? Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Livez, așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătește domnul Bejenaru Nela Vasilic. În România. Sau domnul. Mulțumesc. Bună ziua. Subsemnat Avram Georgiana. Scuzați-mă. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Livez. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Semnați aici. Și pe exemplu, doi, te rog. Da. La mine și pe cealaltă lei, tu. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Musuie. Dejenar. Se pregătește domnul Busuioc Ionel. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Livez. Așa să mă ajute Dumnezeu. Țineți-mă, să nu stați aplicat, țineți-mă. Jur să respect, Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce stă în putință pentru binele cetățenilor Comunei Livez. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Repetește domnul Butu Iulian. Ia, domnul, ca să vezi mai bine. Așa. Bună ziua.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în priceperea pentru binele locuitorii Comunei Livezi, așa să-mi ajute Dumnezeu. Mult succes, domnilor consilieri! Se pregătește domnul Coacă Ghiță Daniel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Livezi. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Coacă Vasile Gabi. Asta e, nu? Călălitul. Ia-l în mână ca să vezi mai bine. Bună ziua tuturor! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în priceperea și puterile mele pentru binele locuitorilor Comunei Livezi. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnul Costia Dar. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Livezi, așa să-mi ajute Dumnezeu. Crăciun John. Ziua. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Livezi. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Tărzanu Elena Simo. Da. Haideți. Bună ziua tuturor! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Livezi. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Lungu Nicolae. Este aici. Domnul președinte. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puteri și priceperea mea pentru binele, și, pentru binele locuitorilor Comunei Livezi. Așa să îmi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună știință tot ce este mai bine după toată priceperea mea pentru binele locuitorilor din Comuna Livezi. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Da, mulțumesc! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Livezi. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
ziua. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Livez. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Da, luați loc, mulțumesc. Potrivit articolului 118 alineatul 1 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural strict, mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Comuna Livez. Da, aici scrie altceva. Deoarece au depus jurământul număr de 14 consilieri, Consiliul Local al Comunei Livez este constituit. Puteți aplauda. Punctul 2 pe ordinea de zi. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Livez. Voi citi validarea dânsului, dreapta. Admite sesizarea formulată de biroul electoral de circumscripție numărul 48 al Comunei Livez, județul Bacău. În baza articolului 149, alineatul 1 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019, validează mandatul pentru funcția de primar al Comunei Livez, județul Bacău, obținut de domnul Ichim Sorin, candidatul formațiunii politice Partidul Național Liberal. Această încheiere se anunță prefecturii și secretarului general al unității. Domnul primar, te puneți jurăm. În picioare vă rugăm. Da, vreau și eu să am o... Imediat. Vreți să le puneți aici? Vă aduc aici? Sau... Nu, merg acolo. Da. Hai-ți acolo. Aici? Da, da. Da-ți acolo. Da? Mai aveți ceva? Nu, nu, nu. Da-ți acolo. Un secundă. Să-ți aud. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putințele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Livez. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Iată-ne după o lună de zile, după ce s-au terminat alegerile locale, în data de 27 septembrie, validați, așezați la locurile pentru care fiecare a luptat, funcție de formațiunile politice din care a făcut parte. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc domnului subprefect, pentru că ne-a onorat astăzi cu prezența. Mulțumesc domnilor senatori, domnul senator Ilie, domnul senator Fenechiu, vreau să-i mulțumesc prietenului meu, domnul viceprimar al municipiului Bacău. Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor din Comuna Livez, cei care m-au votat și cei care nu m-au votat. Dar aș vrea să-i asigur de susținerea mea în acest mandat. Vă mulțumesc! Pentru că am spus că avem și invitat și deja te-a prezentat și domnul primar, invit și eu la cuvânt. Haideți mai încoace. Că e cablu scurt. Așa. Mulțumesc frumos, domnule subprefect, domnule primar, domnule viceprimar al municipiului Bacău, domnule senator, stimați consilieri, onorată audiență. Îi mulțumesc domnului primar că m-a invitat la un moment care este foarte important, nu doar pentru comună și pentru Partidul Național Liberal. Îmi spunea domnul Lungu că a așteptat 30 de ani ca să vadă un primar liberal în Livez. Domnul Lungu,
Mă bucur pentru dumneavoastră, mă bucur pentru Partidul Național Liberal. Așa cum a spus domnul primar, de astăzi trebuie să înceapă o activitate atât a primarului cât și a Consiliului în beneficiu comunei. Pentru că una peste alta, jocurile politice și competiția trece, iar locuitorii vor avea firească pretenție ca tot ce s-a spus în campania electorală, sau măcar în mare măsură, să se întâmple. Nivelul lor de viață să crească, să fie străzi mai bune, să aducem utilitățile peste tot și toate, să aduceți investiții, să aduceți mai mult bani la bugetul de stat, fie din investiții, fie din subvenții, fie din alocări de la Consiliul Județean și de la Guvern, pentru că tot ceea ce se face, se face cu bani și știm foarte bine că principala abilitate a unui primar și a unui consiliu este să asigure resursele necesare dezvoltării. Ulterior, ele trebuie să fie cheltuite eficient, dar trebuie să ai și bani. Nu o să-mi permit să vă dau lecții, sunteți oameni cu experiență, oameni tineri. Am văzut că în Consiliul Local există o foarte bună armonie, în sensul că sunt reprezentate mai toate partidele politice. Sunt convins că domnul primar va avea ședințe cu multă sare și mult piper. Sunt convins că ședințele vor putea da foarte multe lucruri bune, dar raport de faptul că mulți dintre dumneavoastră sunteți oameni experimentați și cred că toți vă iubiți comuna, sunt convins că veți găsi acele soluții care să permită celor care la sfârșitul celor 4 ani vor face analiză să spună că primarul Ichim și Consiliul Local din perioada 2024 au făcut ceva. Altminteri, toți veți fi la capitolul și alții și cred că nu vă doriți acest lucru. Vă urez succes, multă sănătate pentru că sunt în pandemie și multă înțelepciune. Vă mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul viceprimar. Domnule primar, doamnă și domnule consilieri, stimați invitați, aș vrea în primul rând să felicit cetățenii comunei Livez pentru alegerea făcută. Este foarte important pentru toți ca să înțelegem cu foarte mare atenție acele cuvinte care au fost rostite astăzi de către dumneavoastră. Jurământul acela este făcut pentru cetățenii comunei Livez. Știu că de-a lungul timpului, la nivelul Consiliului Local, au existat foarte multe tensiuni. Este momentul ca să vă așezați la masă și cel puțin 4 ani de zile de acum înainte să înțelegeți că interesul cetățenilor comunei Livez primează. Eu vă doresc din tot sufletul să aveți capacitatea de a trece peste orgolii, fie ele politice sau de orice altă natură, și împreună să găsiți cele mai bune soluții pentru comuna Livez. Pe domnul primar Ichim îl cunosc de foarte mult timp. Am o mare încredere în el. Ne știm în condiții deosebit de dificile și am găsit în el acea tărie de caracter care cu siguranță va face ca administrația în comuna Livez să fie adusă pe drumul cel bun. Încă o dată vă felicit și vă doresc mult succes! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, având în vedere că cele două puncte pe ordinea de zi s-au finalizat, declar ședința închisă. Mulțumim, felicitări și mult succes în continuare!